Rezultatele intermediare ale sondajului online lansat de publicația Hunedoara Liberă nu aduc surprize din punct de vedere al modului în care sunt percepuți liderii politici din județul Hunedoara. La jumătatea intervalului alocat sondajului, liderii PSD și PNL din coaliția de guvernare conduc detașat în opțiunea cititorilor publicației Hunedoara Liberă. Sondajul online lansat de publicația Hunedoara Liberă vineri 20 ianuarie a adunat până astăzi peste 3300 de voturi. Potrivit rezultatului intermediar la întrebarea cine a fost omul politic al anului 2022 în județul Hunedoara, 37% dintre respondenți l-au nominalizat pe președintele PSD, Laurențiu Nistor. La aproape 100 de voturi diferență, respectiv 34% dintre cititorii publicației Hunedoara Liberă au optat pentru președintele PNL Hunedoara, Vetuța Stănescu. Pe locul 3 se situează liderul AUR din județ, Tiberiu Barstan, și mult în spate, cu doar 3%, liderul USR Hunedoara. Vineri 27 ianuarie vom lansa un nou sondaj și invităm pe hunedoreni să-și prezinte opțiunea cu privire la noua noastră provocare.